Iată cum se poate rezolva o problemă la ambreiaj. Este vorba de un Husqvarna 100, nu, pardon, un Husqvarna 236 X-Torq. Asta văd că e modelul ei. S-a retezat această oală de la ambreiaj. S-a desprins de flanșa de jos, deci s-a separat această parte de partea de jos. Nu recomand nimănui să sudeze, cum am făcut eu, cu bazic. Deci, deja am tăiat salcâma așa sudată cum e. Chiar nu-i recomandat. Persoana care mi-a adus-o putea să moară, pentru că s-a desprins. A pornit motorul, s-a desprins această greutate de pe ambreiaj și a sărit una. N-am mai găsit-o, a plecat ca din pușcă. Bine că n-a omorât pe cineva, s-a să-i sare persoanei respective în cap. A avut mare noroc. Deci nu se pornește drujba cu capacul de protecție de jos. Clar. Bun. Am întâmpinat niște, ce să spunem, despre Husqvarna, o drujbă minunată. Din punct de vedere tehnic, fiabilă. Deci nu pot să spun nimic de această drujbă de rău. Dar, la capitolul piese de schimb, sunt niște prețuri care lasă de dorit. De exemplu, acest ambreiaj complet costă 270 de ron. Numai această oală costă 140 de ron. Deci vă dați seama, dacă drujba a costat 850 de ron și numai ambreiaj e 27 de ron, 270 de ron, aici nu mi se pare tocmai ok. Am sunat la o firmă. Deci, ceea ce vedeți aici, este ambreiajul acesta cu două contragreutăți, este made in China. Da? Am sunat la o firmă, imediat o să revin. Deci, iată site-ul. Se văd aici două ambreiaje identice. Sper că se vede. Da, iată, eu l-am ales pe acest ambreiaj, 15,46 de ron. Acesta e undeva la 70 ceva de ron, nu știu, ceva de genul ăsta. Și norocul meu că am întâlnit o persoană minunată, mi-a dat detalii, am măsurat cu șublerul, a avut răbdare cu mine și eu am luat la risc acest ambreiaj cu contragreutăți. Deci iată ce scrie aici. Sper că se vede, să mai apropiu un pic. Iată ce scrie pe această cutie. Să încerc să nu mai mișc. Ce scrie aici? Husqvarna 136, 137, 141 și 142. Deci iată că acest model de ambreiaj se potrivește perfect și la distanța dintre oală și contragreutate și la filet se potrivește exact la această 236 X-Torq. De-aia am pus și serile, ca nu cumva cineva să cumpere și să mă înjure. Deci, 15 ron, repet, a costat acest ambreiaj. Iată și, nu știu dacă e detaliat, e o firmă din Giurgiu. Prețul total, 66 de ron cu drum cu tot. De ce 66? Pentru că nu poți să faci comandă doar de ambreiaj. E comanda prea mică. Iată, am mai comandat un set de drujbă chinezească, mă rog, ca să pot să fac o sumă mai mare. Deci acest set cu tot ce vedeți aici, 66, repet, a fost tocmai ok. Așa. Iată piesa originală, suprapusă peste piesa înlocuită. Vine la perfecție. Deci vine perfect. Vreau să spun că am și testat drujba, am tăiat salcâm, da? Și încă o dată repet, nu cumva să sudați această oală. Eu am făcut așa pe răspunderea mea, provizoriu, o voi locui și pe aceasta. Și iată că nu am plătit o sumă prea mare pentru acest ambreiaj. Asta e dezavantajul. Piesele de Husqvarna sunt foarte scumpe. Se strică din vina noastră. Nu ascuțim lanțul. Le forțăm prea tare.
Deci, cam asta e tot. Dacă sunați la aceste firme, o să vă spună că nu are așa ceva. Încă o dată, arăt cutia. Pentru acest model, nu știu de celelalte modele. Iată cutia. N-aș dori să spun site-ul. Atât că e o firmă din Giurgiu, n-am niciun interes să fac reclamă. Da? N-ar fi corect să fac reclamă. Și cam asta e tot. Puteți să comandați cu încredere dacă aveți acest model de drujbă. Ce pot să spun decât succes. Ar mai fi ceva de completat. Nu cred că se merită să las piese pentru motor made in China. Ambreiajul, da, e o piesă brută, știu.